Proiectul Dezvoltarea Comunităților Reziliente în raionul Ștefan Vodă, implementat de Helvetas Moldova și susținut de USAID începând din septembrie 2023, are ca scop consolidarea capacității autorităților locale și a comunității de a gestiona și reduce dezastrele legate de pericolele naturale. Localitățile vizate sunt Palanca, Talmazar, Scăieți și Ștefan Vodă. Helvetas Moldova a organizat 4 workshop-uri în aceste localități dedicate acțiunilor pentru prevenirea dezastrelor legate de pericolele naturale, implicând autoritățile locale, sectorul privat, instituțiile educaționale, comunitățile și refugiații. Împreună cu partenerul local, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, s-au desfășurat simulări de dezastre naturale în cadrul workshop-urilor. În fiecare localitate au fost înființate comitete de management comunitar, iar participanții au fost instruiți să reacționeze imediat și eficient. În baza rezultatelor obținute, Helvetas Moldova elaborează 4 planuri de pregătire și un sistem de avertizare timpurie.